În această lege a pensiilor este o farsă. Să-ți propui creșterea punctului de pensie cu 40% cu doar 3 luni înainte de alegerile parlamentare din 2020 este o folosire în scopuri evident politice a fondului de pensii. Pretindeți că asta era în programul de guvernare, deși nu era în forma aceasta, știți, în cartea aceea colorată cu povești, dar chiar dacă ar fi fost, nu face altceva decât să denote premeditare de utilizare în scopuri politice. Nu se poate face economii în țara asta pe spinarea nevoiașilor, pe spinarea acelor persoane care sunt cu dizabilități, acele persoane care au pierdut parțial sau total capacitatea de muncă, nu se pot face economii. Deci și ei au dreptul de a beneficia de o pensie de invaliditate. Da, și mai punem întrebarea ce fac comisiile care evaluează stadiul medical a acestor persoane. Ei sunt cei care trebuie să-și facă treaba și să facă verificările organele care sunt competente. Deci cred că cu aceste modificări totuși avem o lege care este așteptată și UDMR va sprijini în continuare. Sunt grave aceste populisme, această demagogie cu care defilați triumfalist la nivel național. Atenție, nu vă pripiți! Partidul Mișcarea Populară este de acord cu creșterea salariilor, cu creșterea pensiilor. Este de acord românii să trăiască mai bine, să aibă venituri, să prospere. Dar toate acestea să se întâmple într-un temei realist, într-un temei legat de venituri și nu de împrumuturi, pentru că astăzi România se împrumută cu 4,7 milioane de lei pe oră. Am înțeles, nu e bine că dăm bani de pensii și de salarii, că e populism. Nu e bine că vrem ca cei care au pensii de invaliditate să treacă într-o legislație specială unde să primească o sumă fixă mai mare decât cele revine lor pe contributivitate. Dar în ceea ce privește partea de pensii speciale, cred că sunt importante niște precizări de făcut. Și anume, suntem singurul guvern care a plafonat pensiile speciale încă din iunie 2017 și asta ne-a costat la vot. În același timp ne dorim ca prin această lege să ajungem cu pensiile publice, pensiile speciale. Și vă rog frumos să vă uitați pe simulări și o să vedeți acolo că un profesor universitar va ajunge cu o pensie de 1000 de lei. Atenție, raportat la salariul pe care l-avea în 2017, nu la salariile pe care le-au acum în plată. Un doctor la fel ajunge cu o pensie de 5.000 de lei, raportat din nou la salariile pe care le aveau în 2017, nu la mega salariile pe care le-au acum în plată. Asta ca să știm despre ce vorbim. Comisia Juridică și Comisia pentru Muncă propun adoptarea legii cu amendamente. Vot, vă rog! Ho-ho. Cu 197 de voturi pentru, niciun vot contra, 70 de abțineri, adoptat. Ați promis că veți elimina inechitățile. Mai avem o lege de votat, doamnelor și domnilor deputați, vă rog să nu părăsiți sala. Și nu le-ați eliminat, le-ați adâncit prin această lege. Pensionarii săraci vor fi și mai săraci, iar cei speciali, aia bogați ai dumneavoastră pe care susțineți voi PSD-ul, vor fi și mai bogați. Această lege este foarte importantă. Este cea mai importantă lege pe care o votăm în acest mandat și sper din toată inima să nu fie retrimisă Parlamentului de președinte. Sper din toată inima, pentru că ați împiedicat-o, stimați colegi de la PNL, 6 luni să intre în vigoare. Legea nu este neconstituțională, ca să vă intre bine în cap. Și domnul care a vorbit anterior de la tribună se vede că nici măcar n-a citit-o, pentru că l-am văzut și ieri în comisie spunând niște lucruri care nici măcar nu erau în această lege. Deci întâi citiți și după aia criticați. Haideți să avem un pact politic. Vi-l propun acum și aici. Pensiile speciale ale parlamentarilor, frumos denumite indemnizații pentru limită de vârstă, și pensiile speciale ale aleșilor locali, denumite juridic la fel, să fie abrogate. Voi veni mâine la toți dintre dumneavoastră să semnăm un proiect de lege în acest sens. Să eliminăm inechitatea începând cu noi politicienii. Ce ziceți de asta? E o tradiție. De câte ori
cei care sunt la guvernare doresc să majoreze pensiile, cei din opoziție răcnesc ca din gură de șarpe că nu sunt bani destui. Eu am dublat pensiile în 2 ani, în 2007-2008. Colegul nostru, Traian Băsescu, ne-a chemat de două ori la Cotroceni să-i arătăm de unde avem bani înainte de a promulga legea. A promulgat-o cu chiu cu vai. Ghici cine se lăuda în 2009 în campania electorală când în timpul mandatului lui au crescut pensiile? Traian Băsescu. Tot așa cum actualul președinte, după ce a amenințat că guvernul va face de râs România în semestrul european, ghici cine se laudă acum cu rezultatele României? Ba mai mult de atât, recomandă chiar Finlandei să preia experții noștri, numai că el vorbește numai de România și nu de guvernul României, de parcă în România ar guverna pelicanii din Delta.